Încercăm anul acesta să susținem 19 sportivi. Avem o pepinieră, vin alți sportivi din spate, avem o bază de selecție foarte bună. Mai mult decât faptul că îmi doresc să continui această colaborare încă 5 ani, dacă vă amintiți, acum 2 ani de zile spuneam în 4 ani discutăm de performanță. Am avut șansa, am avut talentul, ambiția unor sportivi care au reușit să aducă în primul și în primul rând Câmpina în elita notului românesc, lucru nemai întâlnit până în momentul de față în istoria Câmpinei, la not, campion național. Clubul Barracuda a confirmat la fel 2 campioane naționale la concursul de poliatlon. O bază de selecție totuși mică în comparație cu marile centre din România. Este un lucru care, pe lângă faptul că mi-l doresc să continue la nesfârșit, totodată îmi doresc să atragem și alți finanțatori.